Paschimottanasana, postura cleștelui, presupune să avem picioarele întinse și să ne aplecăm trunchiul către coapse, fără însă a îndoi sau fără a curba coloana. Această postură nu este în regulă dacă o practicăm cu coloana îndoită. De aceea, pentru a putea facilita experiența, mai ales dacă avem pe spatele coapselor tendoanele neelasticizate și dacă avem dureri în zona coloanei, putem să ne folosim, de exemplu, de o pătură pe care să o așezăm sub genunchi, astfel încât să nu mai existe aceeași tensiune pe spatele coapselor. Am putea să ne punem chiar și o pernă sau o pătură sub șezut și în același timp să ne folosim de o curea. Poate să fie o curea de yoga, poate să fie o curea de pantalon, un fular, un prosop, orice avem la îndemână. Și această curea să o trecem peste tălpi și să apropiem brațele, palmele, cât putem noi mai aproape de zona tălpilor. Dacă până aici putem și atât ne permite corpul în acest moment, este perfect, în regulă. Apoi, cu următorul inspir, alungim trunchiul, pieptul se ridică în față. Căutăm să păstrăm capul în prelungirea trunchiului și să ne aplecăm trăgând pur și simplu de brațele curelei, în așa fel încât să coborăm cu pieptul în față. Postura finală ar trebui să arate ceva de genul acesta. Evident, abordăm varianta care nouă ne este facilă în acest moment, lucrăm și în momentul în care corpul nostru se va elasticiza treptat, vom reuși să facem postura în întregime. Namaste!